În ceea ce privește închiderea podului de la Giurgiu, ținând cont că acest obiectiv de investiție este administrat dual atât de partea română prin CNAIR, cât și de partea bulgară prin administrația drumurilor din Republica Bulgară, pot să vă spun că aceștia au luat decizia închiderii circulației pe o bandă cu temporizare la 3 minute semaforizată pentru prima fază a decopertărilor, urmând ca ulterior să vadă dacă este nevoie de, ca podul să fie închis total circulației rutiere. Sperăm să nu ajungem într-o astfel de situație, iar pe de altă parte lucrarea durează undeva la prima estimare la 2 ani de zile. Deci se închide o bandă și se circulă practic alternativ. În primă fază se va închide câte o bandă de circulație, urmând ca circulația să se desfășoare alternativ, la cadențe de 3 minute, începând cu 9 iulie.